like și subscribe dacă nu vrei să devii sărac. Fiecare familie săracă este așa. Tata, salut! Eu vreau să mă dau cu patinile. Haide împreună la patinoar. Toți prietenii mei deja au fost, dar eu nu am fost. Haide să mergem la patinoar dacă vrei. Ura! Nice! Stai să mergem! Taci, cum să patinez aici? Iată lacul, pot să patinez aici. Fără patine? Ești cu totul prost. Mergi pe gheață și te împingi cu picioarele, va fi interesant și vesel. Bine. Tata, cam gheața e subțire. Motane, stai astăzi toată ziua culcat, tratamentul o să facem acasă. La spital sigur nu vom merge, deoarece acolo vor doar bani, bani și bani. Te vom trata cu o metodă simplă din popor. Uite, ți-am făcut o amestecătură din lapte de cal, roșii și zahăr. Dar poate nu trebuie. Eu, deamă, mă simt foarte bine, deamă. După tacto o să-ți fac un masaj de sănătoșire. O să-ți fac un masaj și o să te simți cu mult mai bine. Așteaptă-mă! Fiecare familie săracă este așa. Unde i-am lăsat pe ei? O, i-am găsit! Astăzi vom avea mâncare! Plec la magazin! Oh my god! Deja de $1 nimic nu poți să-ți cumperi! Stai, Rolton la reducere? Nice! Eu am revenit! Și cu mâncare! Ce? Este imposibil! Mamă, tu asta ai auzit? Tata a venit cu mâncare! Da, da, mă, Dani, este incredibil! Gata, noi avem mâncare pentru toată ziua acum! Deschidem! Și acum împărțim în părți egale! Asta ție, motane. Asta mamei. Wow, cu gust de găină. Eu prima dată în viață o să simt gustul de carne. Fiecare familie săracă este așa. Trebuie să mă tun. Mama, dă-mi bani, vreau să merg la frizărie. Nu trebuie, e foarte scump. Este o risipă de bani. Mai bine haide eu să te tun. Mama, dar tu poți? Dar ce este greu? Ai luat farfecele, ai dat vreo 2 ori și este gata. Cred că. Mama, uite, aici mă iei până la piele, dar sus un pic scurtez, bine? Bine, haide să începem. Oh my god, ce să-ți pun? Adică? Fiecare familie săracă este așa. Tata, când noi o să zburăm la mare, toți prietenii mei deja au fost la mare, doar eu mă uit la imagini din internet și văd marea. Dar pentru ție e mare. Haide după mine. Ce? Hai. Uite ce mare! Îți umpli cada, poți să te scalzi și să nuți aici. Da, așa și-am crezut. Și asta este doar apă rece, fierbinte, e prea scumpă. Și încă ceva, după ce te scalzi, lași apă, deoarece trebuie toată familia să scalde. Nu fii egoist. Fiecare familie săracă este așa. Prieteni, dacă vreți partea a 2, haideți să adunăm sub acest video 10.000 de like-uri. Miau!